CFR Cluj a făcut instrucție vineri cu fece voluntari și a ajuns la patru victorii consecutive. Feroviarii s-au impus la scor de neprezentare după reușitele semnate de Omrani de Ac și Păun. Dincolo de apetitul pentru faza ofensivă, formația lui Dan Petrescu impresionează prin defensivă, acolo unde a încasat doar 10 goluri în actualul sezon, patru fiind înscrise de Poli Timișoara. Păi iar luăm cu seriile astea cu 5 la un moment dat, dat 4-0 și iar vine Timișoara. Sau 4-3. Mi-e frică să vorbesc de această serie. Eu mă gândesc că vine Timișoara, meciul următor. Să face pielea găină, sincer, pentru că chiar mi-e frică de acest meci. După ce am la patru goluri meciul tur, n-aș mai vrea să vorbim de serii. Important e că am câștigat. Aflați pe primul loc în Liga 1, feroviarii se pregătesc și de pauza de iarnă. Atunci vor putea să își întărească lotul, iar soluția există. Transferul cel mai sonor ar fi aducerea lui George Țucudean de la viitorul. Important e să vrem mereu mai mult. Asta vreau eu de la viață și asta vreau de la fotbal și de la jucători. Normal să vrem mereu mai buni. Jucători mai buni și să ne întărim. Dar trebuie să facem cu cap și să alegem jucătorii cu atenție, pentru că jucătorii care avem acum și-au făcut datoria. N-am ce să le reproșez la niciun jucător. De dacă aducem ceva, trebuie să fie mai bun decât ce avem noi. Ultimul meci al CFR-ului pe teren propriu are loc sâmbătă cu ACS Poli Timișoara. Partida va începe la ora 20.